Cetățean al Suediei, soprana de origine afroamericană Barbara Hendricks este născută în Arkansas, Statele Unite ale Americii, la 20 noiembrie 1948. La doar 20 de ani, dobândește licență în matematică și chimie, dar soarta îi va prilejui o carieră în domeniul muzicii după studii de specialitate cu mezzosoprana Jenny Turrell. Debutul profesional ca solistă de operă are loc pe două planuri în 1974, Hendricks concertând atât în Europa, la festivalul de la Glyndebourne, dar și pe tărâm american la opera din San Francisco. Hendricks, cu o voce de vis, interpretează cu ușurință extraordinară muzica de jazz și participă chiar la festivaluri precum cel de la Montreux din 1994. Strange fruit hanging from the poplar tree. O bună parte a vieții, Barbara și-a dedicat-o acțiunilor umanitare, fiind o apropiată a celor aflați în postura de refugiați sau a victimelor războiului din fosta Iugoslavie. Astfel, în 1991 și 1993, Hendricks organizează două concerte în Dubrovnik și Sarajevo în încercarea sa de a contribui la restabilirea păcii și reconciliere în zona atât de încercată din Balcani.